Iată, oameni buni, avem formula de atac, dacă se poate observa. Doi atacanți, doi mijlocași, fundași, avem totul. Bă, sunteți așa distribuiți că se uită lumea acum. Și-a gândește... uitat de capitanii de echipă. Nu, dar se gândește lumea, bă, avem o nuntă, un eveniment, ceva, nu putem să-i chemăm, că e jumate din nuntă. Uite cum v-ați, așa, mult de tot, da, tot platou. Da, important este când vezi așa o echipă, are credibilitate și știi că este totul minunat. Ia, strângeți-vă un pic să vedeți că intrați și pe scenă. Dăm voie. Tot mi-a ridicat așa la fileu antrenor, chestia asta. Iată, vorbește antrenorul. Caut un saxofonist, clarinetist și o trompetă. Vorbesc serios. Nu pot, că pentru că suntem în direct, ca să nu pot să mai... Vă rog frumos, sunați-mă. Cât e salariul? Că, primul lucru care te întreabă, vreau saxofonist, cât e salariul? Salariul în funcție de cât prestează. Adică, la cât o dată un program. Nu, cât de bun este, calitatea mă interesează pe mine. Am înțeles. Nu, deci, cantitate. Practic, voi nu aveți toți bani la fel, salarii la fel, nu? Nu spune asta, mai. Deci unul ia mai mult, unul mai puțin. Nu, dar oricum, vă mulțumesc foarte mult că i-ai dat prilejul să facă treaba asta, că altfel ar fi asasinat Facebook-ul, știi, și toată lumea... Da. Da. Deci se caută un saxofonist, dacă se poate. Vârstă, zodie... Nu. Se semene cu Chemal. Nici așa. Nu știu, mă gândesc că, da. Nu, să fie un bun profesionist, vorbesc serios. Dar de ce nu cheme o saxofonistă? Am văzut eu niște saxofoniste. O am pe norme. E normea cu saxofonul. Așa, ar fi competiție. Da. Deci, practic, exact. Na, mai gata, iartă-ne. Deci, nu se poate, nu? De ce, e gelasă? Cer scuze. Stai un pic. La petreceri cu tine? Soția mea nu e geloasă, deloc. Nu. Dar e nervoasă. Iubita mea nu e geloasă. Și ea când la saxofon? Da. De cât timp? De mică, nu știu. Și? Și nu este frumoasă, deșteaptă, talentată. Și nu mă lasă singur la eveniment niciodată. Foarte bine, are grijă de tine. Cel bravo. Se uită acum unde e? Perfect, vine spre noi, vine să mă te iubesc, iubita. Perfect. Băi, oameni buni, haideți să vedem de ce ne-am întâlnit. Deci se caută saxofonist, ați înțeles? Și Vali o să spună de ce este cu Taraful Cleante. Vali, ai legătura. Ne-am întâlnit să cântăm cea mai nouă melodie care spune dar fi să trăiesc încă o dată pe pământ, n-a schimbat nimic. E bine așa, mi-amintesc când eram amărât, dormeam pe soarme, mă veleam cu fratii mei. Ciucă, și uite unde m-a adus Dumnezeu, la amăruță. Asta e. Greta, va fi bine. Deci mai se numește piesa? Dar fi să trăiesc încă, doamne. Dar noi putem să-i spunem așa, dar fi să trăiesc încă o dată pe pământ, n-aș schimba nimic din viață, nici măcar un gând. Dar piesa se numește... Nu, asta urma să spun, că vreau să punem unul scurt. Dar se numește Doamne, nu-mi pare rău de nimic. Corect. Chiar nu-mi pare rău de nimic. La obiect, concis. Și o fi. Va fi bine. Oricum e bine, nu oricum, că va fi. Dacă vrei ceva energie, da. Știi? Puneți-ne la treabă, lăsați-ne să cântăm, că nu așa ne stăpânește. Că de vorbit putem să vorbim și în pauză, că oricum ne-am adunat între prieteni și subiecte vom avea. Deci, oameni buni, Taraful Cleante, Vali Vigelie au piesă nouă împreună, este da? Este, pentru care 12 zile. Tu ești invitatul lor sau ei sunt invitații? Suntem unul pentru toți și toți pentru tine de data asta. Mulțumesc, dar cum scrie acolo pe YouTube? Taraful Cleante? Da, ei sunt colegii mei, da. Și nu contează cu e piesa, e piesa lor, dar eu sunt invitatul lor. Da. Asta e, deci Vali Vigelie invitatul nostru, asta exact. E foarte frumos. Știi din ce cauză? Nu mai mă costă nimic, așa pune ei masa tot. Și ies pe plus. Bine, el nu știe ce o să-l coste mai târziu, nu că contează, are de-a face cu mine, dar nu e rău de pagubă, ce-i drept. Bă, oricum vreau să spun că, uite, chiar de 8 martie a prezentat un eveniment unde Vali a și cântat. Bă, punctualitatea îl caracterizează pe omul ăsta. Deci dacă e vorba de punctualitate... Putem să-l aplaudăm pe Vali pentru punctualitate. Da, putem să-l aplaudăm mulțumesc, pe Vali. Mulțumesc. Oameni bune, vedem mâine la ora 3. Până atunci aveți grijă de voi și ascultați piesa asta bine, dispuneți-vă și ne vedem mâine. Numai bine, seară frumoasă, mulțumim mult de tot. Și nu uitați saxofonist la trupa Cleante. Și greșit, Doamne, nu-mi pare rău de nimic.
și ascultă-ți inima. Fă-i sufletului plăcere, că el doare, el nu cere, nu-l vinde pentru avere. De e sărac sau bogat, tu să-i sufletul curat. Și oriunde-i vrea să ajungi, să fii bun pe unde duci, pe oameni la piept să-i strângi. Dar fi să trăiesc încă o dată pe pământ, n-aș schimba nimic din viață, nici măcar un gând. Am făcut mult bine, am mai și greșit, Doamne, nu-mi pare rău de nimic. Dar fi să trăiesc încă o dată. Trăiești în orice zi, ca și cum ultima ar fi. Bucurie sau durere, cu toții trecem prin ele, cu toții trecem prin ele. Bucură-te și petrece, că viața repede trece. Fă din orice sărbătoare și din zi cu ploaie, soare, lasă orice supărare. Trăiesc încă o dată pe pământ, n-a schimbat nimic din viață, nici măcar un gând. Am făcut mult bine, am mai și greșit, Doamne, nu-mi pare rău de nimic. Dar fi să trăiesc încă o dată.